Vedeta incontestabilă a show-ului de la Băneasa a fost F-16, intrat recent în dotarea forțelor aeriene române. Piloții români au decolat de la baza 86 Fetești și au avut mai multe evoluții deasupra capitalei și armatele poloneză și turcă au adus la București aparate similare pentru demonstrații. Deși este de multă vreme în uz, MiG-ul 21 Lancer a continuat să surprindă plăcut zecile de mii de oameni veniți la BIAS. Este nemaipomenit, nu a participat a doua oară la acest show. Până acum avioanele de, să zic, de luptă. Îmi place foarte mult. Este foarte frumos. Ce te-a impresionat pe tine până acum? Ce avion sau elicopter? Păi, avionul ăla era un avion de metal care strălucea la lumina soarelui. Doi multipli campioni mondiali de acrobație au evoluat la verticala aeroportului Băneasa, Iurghis Cairis și Zoltan Vereș. Echipa de acrobație a Aeroclubului României, Hawks of Romania, a avut mai multe evoluții care au fost foarte gustate de public. La cea de-a noua ediție a ABIA s-au participat peste 200 de piloți și parașutiști, iar spectatorii au putut vedea în jur de 100 de aeronave. Spectacol pe cerul capitale la cel mai mare show aeronautic din estul Europei. Pasionații de aviație au putut admira acrobații cu elicopterul, zboruri în formație și acțiuni pentru desant aerian. La manșe, piloți experimentați și curajoși. Colegul meu, Adelin Petrișor, a urmărit și el spectacolul. Adelin, bună seara! Cum a fost? Săptămâna, spectacolul continuă. Nelu, dacă mă ajuți, chiar în acest moment, un IR-330 Puma al armatei române face o demonstrație. Au fost până acum în fața oamenilor adunați aici, au venit trei astfel de elicoptere. Ceva mai devreme a evoluat Iurghis Cairis, multiplu campion mondial de acrobație. A fost un moment senzațional. Nici nu zici că omul acela are 65 de ani. La 65 de ani suportă suprasarcinile mult mai bine decât o fac piloți mult mai tineri. Show-ul e în continuare în desfășurare. Se va încheia la ora 22. Probabil că vom avea parte din ce am înțeles de un frumos foc de artificii la 21 și 30 de minute. Până atunci însă vom mai vedea avioane, elicoptere, urmează F-ul 16 pilotat de un polonez, de un pilot militar polonez. De asemenea, foarte așteptați sunt cei de la Hawks of Romania, echipa de acrobație a Aeroclubului României. Ei vor veni în curând să încânte pe spectatori. Până acum, din câte am înțeles, aici la aeroport au venit în jur de 100 de mii de oameni. Probabil că va fi depășită cifra de anul trecut de 150.000 de spectatori. Oamenii vin și pleacă. A fost mult mai complicat până acum că a fost cald. Acum e răcoare și e foarte, foarte bine. Încă aveți timp să veniți aici la aeroport la Băneasa.